ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Astăzi am ajuns în comuna Runcu, unde vom discuta cu domnul primar Adi Câmpeanu. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar. Să rămână, bine ați venit. Ne bucurăm că sunteți prezenți pe raza localității noastre la 8-a ediție a Festivalului Maria Apostol. O mare sărbătoare, iată, țineți tradiția. Da, într-adevăr este sărbătoare mare la nivel de comună sau la nivel județean. Ne bucurăm de o vreme foarte frumoasă. Sunt foarte multe persoane înscrise la acest concurs. Să sperăm că cei interesați, cei dornici de aceste activități culturale artistice vor fi într-un număr cât mai prezent astăzi la Festivalul Maria Apostol. Câți participanți avem de această dată? Sunt aproximativ 30 de participanți înscriși din toată regiunea Olteniei, în cele două secțiuni ale activității, ale acțiunii, 7-14 ani și 15-35. Veți acorda premii pentru cei mai buni artiști? Da, într-adevăr sunt oferite premii din partea Consiliului Local al Comunei Runcu, din partea Centrului Județean, din partea Școlii Populare de Artă, din partea Consiliului Județean. Sunt trofee oferite de către Primăria Comunei Runcu. Să sperăm că va fi un eveniment organizat cu succes. Câți bani ați alocat anul acesta pentru această manifestare? Anul acesta a fost alocată suma de 10.000 de lei pentru Festivalul Maria Apostol. Ce invitații avem de această dată? Așa cum vă spuneam, sunt reprezentanții Școlii Populare de Artă, reprezentanții Centrului Județean al Culturii, reprezentanții Prefecturii Județului Gorj, reprezentanții Consiliului Județean, pe care îi așteptăm să vină alături de noi. La anul veți mai organiza această manifestare? Bineînțeles, dacă suntem la 8-a ediție în 2016, an de an vom încerca să organizăm acest eveniment, pentru că cultura la nivelul localității Runcu este o activitate principală, este o activitate susținută de către coordonatorii celor două ansamblu folclorice ale comunei, de către Consiliul Local și Primăria Comunei Runcu, și vom încerca ca an de an să organizăm acest eveniment cultural-artistic. Ne spuneați înainte de a începe acest interviu că vă gândiți să-l organizați într-o altă perioadă. Care este motivul? Da, mi-aș dori să-l organizez în altă perioadă din an, având în vedere că suntem într-o mare sărbătoare la nivel național și foarte mulți cetățeni ai comunei noastre sunt plecați la cramurile din județ. Motiv pentru care cred că începând cu anul 2017 vom organiza Festivalul Maria Apostol în luna aprilie, atunci când este cramul satului Runcu, pentru că beneficiem de o prezență mult mai mare a locuitorilor comunei noastre. Spuneam și telespectatorilor noștri, de ce se numește festivalul Concurs Maria Apostol? Se numește Festival Concurs pentru că este un festival organizat la nivel de regiunea Oltenia, este un festival interjudețean, acolo unde participă toate județele din regiunea Olteniei, având un număr maxim de 2 candidați. Maria Apostol are o legătură cu această zonă? Bineînțeles, Maria Apostol, celebra interpretă de muzică populară, privighetoarea Gorjului, s-a născut în localitatea Runcu, a copilărit în localitatea Runcu și iată că a încercat să ducă pe cele mai înalte culmi muzica populară. Păstrați legătura cu moștenitorii dânsei, cu rudele? Sigur, până mai recent, la începutul anului acesta, aveam o legătură strânsă cu băiatul celebrei interprete Maria Apostol. Începând cu acest an, acesta a părăsit România, găsindu-și un job în altă țară. Avem mai și un muzeu foarte drăguț. Ce avem în el și când poate fi vizitat? Muzeul poate fi vizitat zilnic, în special în weekend, când Comuna Runcu este tranzitată de un număr foarte mare de turiști. Programul este de la ora 8 la ora 16, iar atunci când turiștii vor să viziteze după orele de program, este un număr de telefon și pot apela acel număr de telefon ca responsabila Muzeului Maria Apostol să fie prezentă. În interiorul casei Muzeu Maria Apostol, fiind foarte multe obiecte personale aparținând ce aparțin acestea, inclusiv celebrul trofeu Floarea din Grădină, diplomele de absolvire a școlii distinse interprete, fotografii din viața dumneai, costumele dumneai, o parte din mobilierul casei acolo unde dumneai a locuit, deci obiecte personale. Turiștii trebuie să plătească o taxă sau este gratuit? Da, turiștii trebuie să plătească o taxă de 1 leu, dar în mare parte noi nu încasăm această sumă de bani. Ne mândrim că tranzitează localitatea noastră să viziteze Casa Muzeu Maria Apostol. Avem și CD-uri pe care putem să le punem la dispoziție turiștilor și o carte scrisă în memoria dumneei, ca în așa fel încât turiștii să simtă bine atunci când vizitează Comuna Runcu. Sunt mulți turiști care vă vizitează aici anual? Da, anual Comuna Runcu, cheile Soudolului sunt tranzitate de aproximativ 5.000 de autoturisme. Deci cred că undeva la 10-15.000 de persoane tranzitează cheile Soudolului, exceptând perioada în care ei sunt cazați în cele 21 de pensiuni de pe raza comunei noastre. Am
înțeles. Domnul primar, dacă nu mă înșel, comuna dumneavoastră a oferit de-a lungul timpului artiștii populari valoroși, mă refer aici la cântăreții. Care mai este situația în prezent? Se continuă tradiția? Da, se continuă tradiția. Noi avem foarte multe grupuri de lăutari la nivelul comunei care merg și inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă și fac colindele, celebrele colinde la nivelul fiecărei gospodării în parte. Nu ducem lipsă de interpreți de muzică populară, nu ducem lipsă de prozatori. În comuna noastră s-a născut și celebrul scriitor Ion Cănăvoiu. Avem și un festival de satiră și umor intitulat Ion Cănăvoiu, care se va desfășura în cursul acestei luni, spre finalul acestei luni. Sunt mulți invitați la această manifestare? Da, sunt mulți, sunt foarte mulți scriitori, sunt foarte mulți prozatori, sunt foarte multe persoane la nivel național care participă la acest eveniment cultural. Cred că anul trecut am avut în jur de 80 de persoane. Am înțeles. Dacă tot ați amintit de artiștii de la dumneavoastră din comună, am vrea să ne spuneți care sunt, ca să-i și promovăm, nu, până la urmă? Da, cunosc o parte din artiștii de pe raza localității noastre. Este vorba de celebrul Dodu Lătărețu, care participă la foarte multe emisiuni televizate la nivel național. Chiar zilele trecute am făcut o emisiune cu ei și cu un post de televiziune la nivel național. E vorba de Nicu Bobirci, e vorba de Logofătescu. Sunt câteva echipe de interpreți de muzică populară. Ce se întâmplă la dumneavoastră comune? E apa de vină sau ce? E apa de munte? Nu, încercăm ca... Acolo când ocupăm anumite funcții, toată lumea să-și facă treaba și atunci oamenii este imposibil să nu fie mulțumiți. Puneți un accent deosebit pe cultură, ceea ce privește artiștii? Da, punem un accent pe cultură pentru că avem și două ansambluri folclorice la nivelul comunei noastre, ansambluri care sunt asistate de către doi coregrafii de o mare calitate. E vorba de ansamblu folcloric Maria Apostol al Liceului Tehnologic Constantin și Andru Bâlta și ansamblu folcloric Vlăstarele Dobriței din satul Dobrița. Aceste două ansambluri merg la nivel național la evenimente culturale artistice și trebuie să recunosc că ne mândrim că sunt de pe raza localității noastre, încercăm să promovăm localitatea noastră, încercăm să-i susținem ca să poată să participe la toate evenimentele la nivel național. Îi ajutați financiar atunci când este nevoie? Da, îi ajutăm și financiar, dar în mare parte ne axăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră în materie de transport, în materie de costumele gorjenești, de echipamentul necesar organizării acestor evenimente. Această după-amiază, pe toamnă, plăcută și frumoasă, ne întâlnim încă o dată la 6-a, 8-a ediție cu tinerii din județul Gorj pentru a omagia memoria aceste minunate și imemoriale cântărețe Maria Apostol. De asemenea, dorim ca să aducem în atenția dumneavoastră cântecul popular autentic, dansul popular și portul popular. Cu această ocazie dorim să vă aducem în atenție câteva cântece nestemate ale cântecului popular oltenesc și nu numai. Și cu această ocazie vă aducem salutul primarului comunei Câmpeanu Adi, care vă transmite un călduros bun venit în comuna Runcu, stimați invitați, dragi concurenți, și dorim succes să aveți în activitatea pe care o desfășurați, succes la acest minunat concurs. Este vorba de fetița de 7 ani din Suseni, deci din comuna noastră, Gârbaci Roberta Andreea. Haide, Andreea. Succes, Andreea, și fără emoții. Pasările cântă
mare aici la Runcu, iată că se păstrează tradiția. Da, se păstrează tradiția, mai ales că din zona aceasta vine una din cele mai importante interprete ale folclorului gorjenez, Maria Apostol. E un festival care merge înainte, merge bine, mulți concurenți, veniți nu numai din Gorj, concurenți de valoare și asta e decât un lucru îmbucurător, mai ales că astfel de evenimente se repetă în multe localități ale Gorjului, e dovada faptului că cultura și tradiția gorjenilor va merge mai departe. Iată că reprezintă și o rampă de lansare pentru tinerii artiști. Cu siguranță, până la urmă, oricare din deja consacrații artiști de acum, dăm exemplu, ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, Olguța Berbec, Marian Medregoniu, cei mai tineri care au trecut de curând pragul ansamblului, așa au plecat și ei, au trecut și ei prin toate aceste etape. E, într-adevăr, cea mai adevărată rampă de lansare, nu, pentru tinerii soliști. Cea de 8-a ediție, dumneavoastră faceți parte din juriu, ce așteptări aveți? Avem foarte mulți concurenți și toți concurenții foarte buni. O să fie foarte greu la final de decis cine va lua premiu, pentru că noi îi cunoaștem, sunt majoritatea
elevi ai Școlii Populare de Arte, elevi ai Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Din păcate, e primul an în care nu avem concurenți din alt județ, cu toate că este un festival național. Am înțeles. Este o rampă de lansare acest festival pentru tinerele talente? Bineînțeles, toate festivalurile sunt o rampă de lansare pentru tineri. Pentru că ei concurând în festivaluri, atunci ei sunt văzuți de producători, de persoane din cultură și atunci e normal să aibă festivalurile un beneficiu foarte mare în cariera lor și un aport foarte mare. Cred că autoritățile nu uită pe cea care a fost Maria Apostol, e un lucru bun, așa este. Este, a fost o solistă cu care eu am copilărit, o solistă a cărei piese le-am ascultat cu drag încă de când eram un copil foarte mic, o solistă cu o voce gorjenească, o voce care mai rar auzim în ziua de astăzi. Câți anișori ai și de unde ești? Mă numesc Anuț Elena Mădălina, am 9 ani și sunt din Târgu Jiu. Ai venit aici la festival, cu ce vrei să-i încânți pe cei din juriu? Aș vrea să-i încânt cu doina Câte păsări sunt pe lume și cu cântecul Mărie din Runcu Gorj, ales special pentru acest concurs. De unde ai învățat tu să cânți? Păi, am învățat de la doamna mea profesoară Cristina Olteanu și de la domnul Ion Drăgan. Noi am aflat că nu ești la prima participare aici la festivalul de la Runcu. Este adevărat, sunt la a doua participare. Anul trecut ce ai făcut? Anul trecut am obținut mențiune. Bravo!
la festival în calitate de ce? De solist în acest festival al Mariei Apostol, care se organizează an de an, de bunul nostru primar Adin Căpeanu și Consiliul Local al Primăriei Runcu. Să înțelegem că sunteți de aici? Da, mai exact din satul Bâlta sunt. Ce îi veți încânta astăzi pe cei din juriu? Nu pot să îi încânt decât cu altceva, cu minunatele comori lăsate de Maria Apostol, adică cu doina ei Am florit să-l cânt în coastă și melodia Dor, dor și iară dor. Câți ani aveți și de când timp cântați? Am 17 ani și bunul Dumnezeu m-a hrăzit să cânt puțin mai târziu, să spun eu, deoarece eu fac parte și din cultul bisericii ortodoxe, sunt anul 4 la seminarul teologic ortodox din Craiova. Și domnilor, aici se încheie emisiunea Dialog Social de astăzi. Sunt Alina Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Accent TV!